Am venit cu bucurie și plăcere alături de Jandarmeria Brașov, o instituție de bază, o instituție apreciată și cu care colaborăm foarte bine ca instituție noi, Primăria Municipiului Brașov. La sfârșitul acestei săptămâni, duminică, se vor împlini 172 de ani de la înființarea Jandarmeriei. O instituție absolut necesară și de ajutor atât la nivelul țării cât și la nivel de fiecare județ. În Brașov ne mândrim cu jandarmii brașoveni. Sunt mereu alături de noi. Au trecut 2 ani grei în care împreună cu polițiștii au fost pe metereze și după cum vedeți avem și o situație la granițele țării nu tocmai plăcută. De aceea cred că este important să avem încredere și să fim alături de cei care ne ajută și cei care servesc patria. Vă mulțumim pentru urări, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi la acest ceremonial pe care l-am organizat în avantpremiera Zilei Jandarmeriei, care este pe data de 3 aprilie. Gândurile pe care le avem sunt încrezătoare. Sunt gânduri că aceste situații, așa cum a trecut și pandemia, vor trece cu bine și că împreună, prin toate acțiunile și activitățile pe care le vom desfășura, vom depăși acest moment psihologic pe care îl trăim cu toții, ca națiune și, bineînțeles, ca oameni. Pentru noi este o mândrie să sărbătorim 172 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române și așa cum am început ceremonialul, am adus un omagiu întemeitorului Jandarmeriei Române, domnitorul Grigore Alexandru Ghica, și bineînțeles astăzi i-am și recompensat pe jandarmii care de-a lungul anului și anilor care au trecut s-au evidențiat prin activitățile pe care le-au desfășurat.